Utei. Așteaptă Vădrariu, această minge, e gol! E gol reușit de Norbert Ianoș! UTA conduce pe Asu Poli în minutul 14. Iată puținii suporteri ai UTEi aplaudă această reușită a lui Norbert Ianoș. A plasat mingea cu latul. Jucătorul de 20 de ani, plecat de la Universitatea Cluj, a jucat și în Ungaria la Soroșar. A scăpat aici liber în flanc. Excelentă tehnica la finalizarea lui Norbert Ianoș. Îl avea și pe Vădrariu la bara a doua. Era liber. Poziție de offside. O minge, nu e offside. Rus intră în careu, un exterior pentru Norbert Ianoș, face dubla. E gol pentru UTA. Norbert Ianoș reușește să înscrie. A dat pasa de gol atunci când a trebuit Rus, tocmai ce-l criticase. Iată că Rus e responsabil cu pasa de gol, a stat bine aici, nu era offside. O greșeală mare a noului intrat Bogdan Niculescu și pasă ideală. A avut nevoie de preluare Norbert Ianoș, dar apoi cu acela stâng l-a executat fără drept de apel pe golkeeperul celor de la Asu Poli. E 2-0 pentru UTA în acest derby al vestului. Și iată-o pe UTA înscriind din nou. Una dintre echipele bătut de Asu Poli după ce ambulanța va părăsi terenul. Se fluier acum Bozian față în față cu Orlic, e gol pentru Asu Poli, 1-2. Se relansează derbiul dintre Timișoara și Arad. La golul cu numărul 5, Bozian pentru Asu Poli în această stagiune, tot atâta cât are și Rus de la UTA. Bine executat acest penalti, a fost pe minge Orlic, însă nu a putut salva. Retras în flancul stâng al defensivei la UTA, Vădrariu. Leșan mai avansat. Un balon pentru Rus, combină cu Cubleșan, o centrare și e 3-1. Rus reușește să marcheze. Insistența lui Cubleșan, făcută șahmat Asu Poli, UTA închide această partidă, cred, cu golul lui Rus. Însă totul a plecat de la Cubleșan. A reușit să scape de Bozian după o cursă de aproape 40 de metri. Un 1-2 perfect între Cubleșan și Rus. Se aud și suporterii celor de la UTA în aceste momente. A tăcut galeria Timișoarei. Aveau speranțe că pot obține măcar un rezultat de egalitate. N-au făcut-o.